Toți șoferii știu că trebuie să fie foarte atenți în trafic atunci când carosabilul este umed sau în special când este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei. De asemenea, conducătorii auto trebuie să fie mult mai atenți în aceste zile la pietoni sau bicicliști, dar și aceștia sunt obligați să fie la fel de atenți. Pentru a circula în siguranță, recomandăm pietonilor să traverseze prin locurile special amenajate, să nu traverseze pe culoarea roșie a semaforului. De asemenea, recomandăm bicicliștilor să aibă bicicletele dotate cu sisteme de iluminat corespunzătoare, să poarte vestă reflectorizantă și, dacă drumul nu le permite, să nu circule în această perioadă. Pe lângă o conduită prudentă, șoferii mai sunt sfătuiți ca înainte de plecarea în cursă să se informeze asupra condițiilor de deplasare pe traseul ales. De asemenea, este bine să se intereseze și despre condițiile meteorutiere prognozate pentru zona tranzitată sau de destinație și să-și echipeze autovehiculul corespunzător.